fost momentul ăla de realizare în care eram, bă, tu ești frate meu. Adică eu am frate. Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că eu chiar am un frate. Și fiecare dată când aduceam vorba de tata, el cumva încheia subiectul foarte rapid. N-am mai putut să-i accept anumite lucruri pe care le știam, pe care le făcea asupra lui tata. Clipsy, bună! Hei, ce faceți? Sunt Marius și bine am găsit la un nou Storytime aici la mine pe canal. Vai, deci abia așteptam să stau aici cu voi la o vorbă, la o cafea și să vă povestesc de fratele meu, efectiv. Ca să știți ce e pe fundal, am pus aici fain frumos așa tabloul casei noastre, apariția mea din Unica atunci când am vorbit de hărțuirea sexuală. Zilele trecute am postat această poză pe Instagram și de asta mi-a spus neapărat că vreți acest storytime, cum mai am vreo două pe care le pregătesc. Acest shooting, ultimul shooting pe care mi l-a făcut fratele meu pentru că lui îi plăcea foarte mult fotografia și cumva am spus acolo o povestioară scurtă de așa în mare ce s-a întâmplat. Ultimul storytime pe care l-am postat cred că a fost acum vreo două luni și vă povesteam de cum mi-am pierdut cea mai bună prietenă a mea, de fapt cea mai veche prietenă a mea. Băi, acel storytime a dat rezultate. M-am văzut cu ea și am stabilit practic finalul prieteniei noastre. Nu v-am mai dat update-uri despre asta, dar vă zic acum. Deci hai să vedem dacă merge treaba asta din nou cu fratele meu. Vă dați seama că nu asta urmăresc practic, dar faptul că mă descarc prin videouri de genul mă ajută foarte tare. E cu drame, cu niște chestii, niște situații foarte factate. Deja se face ceva timp de când lucrurile au rămas așa până aer. Au rămas așa, ca dracu mai pe scurt, așa că abia aștept să vă povestesc tot astăzi. Că vă zici că sunt această groapă a Marianelor când vine vorba de unii oameni din viața mea. Deci pierd oameni, prieteni, frate. O să fie de-a lungul vieții voastre mai mulți oameni pe care o să-i pierdeți. Aia e! Viața merge înainte. Nu este vorba că faci tu ceva greșit neapărat, e vorba că într-adevăr ajungi într-un punct al vieții în care pur și simplu nu mai, drumurile voastre se separă și nu mai au cum să se întâlnească. Nu înseamnă că vina este exclusivă a cuiva. Asta se întâmplă și trebuie cumva să îmbrățișăm aceste situații și eu fac asta practic prin aceste videouri. Că până v-am povestit de toți foștii mei, v-am povestit de acum trec și la fratele meu. Deci, doamne, chiar sunt curioasă dacă videoul ăsta o să ajungă la el vreodată. Când vine vorba de fratele meu, bă, nu cred. Nu, ceva îmi zice că nu o să ajungă niciodată videoul ăsta la el. Și hai să începem. Dar înainte să mulțumesc sponsorului clipului de astăzi, care este Foreo. Și acesta este luna 3 pe care ați mai văzut că îl folosesc, v-am arătat și pe Instagram. Îl folosesc oricum Foreo de ani de zile deja. Și astăzi nu este vorba doar despre luna 3 pe care l-am aici, este vorba de ediția specială Foreo luna 3 Be Unique. Este realizat doar în 100 de bucăți și una a ajuns și la mine, ceea ce mă face foarte happy și foarte recunoscătoare. Și astfel vă spun de platforma Be Unique lansată de Foreo, care este menită să celebreze individualitatea, diversitatea și incluziunea oamenii care au curajul să se exprime exact așa cum vor ei, oricare pur și simplu au curajul de a veni în față și de a-și arăta unicitatea. Iar aceste valori despre care v-am menționat, practic să ajungă în tot jurul globului, prin diverse campanii, activități și desigur prin această ediție specială de luna 3 Be Unique. O să vă las un link în descriere în care puteți să descoperiți această platformă, să citiți poveștile oamenilor și practic să vedeți care este toată această idee a proiectului în mare. E super interesant. Zilele trecute v-am arătat pe Instagram într-un IGTV și cum am celebrat eu această platformă. Este device-ul meu preferat de cleansing pentru că acesta are foarte multe beneficii, printre care curăță porii în profunzime, promovează fermitatea tenului și dă așa un efect foarte glowy. Și asta se observă chiar după câteva utilizări, adică inclusiv Petrescu al meu îl folosește. Pe lângă asta, foarte mișto este că reduce apariția ridurilor noi, dar și a liniilor fine. Platforma Be Unique este în descriere și super, bravo, 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 Foreo, îmi place. Acum hai înapoi la baie că hai treabă pentru mai încolo. Hai să începem. Este primul storytime care are legătură cu familia mea și n-am mai abordat genul ăsta de subiecte până acum care are legătură cu familia. De asta trebuie să văd cum umblu cu mânușile pe subiectul ăsta. Eu n-aș mai nicio problemă să dau nimic din casă, adică lucrurile sunt trecute. Na, am acest respect pentru ai mei, pentru că nu vreau după aia să mă sune și să mă scoată dracu din acte. Din întâmplările familiei mele ar fi foarte multe de povestit, dar întâmplările alea așa ca de filme, adică comedie, dramă, deci o superbitate. Țin minte că vă spuneam la un moment dat că, doamne, ce mi-ar plăcea să vă povestesc despre cum m-am păruit eu în ultimul hal. Singura femeie din viața mea care m-am păruit vreodată, cred, care este iubita lui, noua soție a lui tata, asta acum câțiva ani. Deci o poveste acolo, deci eu încă trag de tata de fiecare dată când ne vedem, când vine în țară. Să mă lase să povestesc. Băi, deci și am și promis că o fac așa frumos, o împachetez, nu arunc cu căcat, nu nimic, dar nu mă lasă. Deci vreau și eu să am amintiri la bătrânețe când o să uit că s-a întâmplat. Asta vreau și eu să mă uit la un video cu mine de când eram tânără și
zic, ia uite fă-i ce ai vrei. Frate meu este copilul lui tata dintr-o altă căsătorie. Practic din căsătoria de dinainte de mama. Între noi este o diferență de vreo... din nou, 10-11 ani, nu mai știu exact, nu fie, oricum are 30 ceva de ani. Eu nu prea am amintiri cu el de când sunt mică prea multe. Asta și pentru că tata a ieșit din viața lui pentru că s-a combinat cu mama și și-au trăit viața, practic, până într-un punct în care au divorțat acum mai mult timp. Și n-a apărut și minunea asta, adică cumva totul a dus spre bine. Acum, serios vorbind, tata nu a putut să fie atât de prezent în viața lui. Asta și pentru că n-a... mama lui frate meu și-a refăcut și ea viața și uite așa drumurile s-au bifurcat. Dar în același timp, mereu tata a păstrat foarte important de menționat, pentru că foarte mulți bărbați nu fac asta și trec mai departe la noua lor viață și se pișă pe tot ce a fost înainte, dar uite, tata n-a făcut asta. Avem inclusiv niște poze de când sunt eu bebeluș. Nu vi le arăt pentru că cine știe ce l-a apucat pe frate meu și după aia mă dă în judecată sau mai știu ce. Ce ar putea să facă, dar nu că de un episod de la Cala Știrile de la ora 5 în care frații se dau în judecată și se judecă pe Pavel, pe alea, pe nu știu ce. De asta nu sunt pregătită psihic. Mai beau dracu o gură de cafea că poate mă mai trezește, că cine știe ce căcaturi spun. Bun, deci avem pozele de când suntem mici, el având vreo ceva 15 ani, 14 ani și eu fiind aproape un bebeluș. Omul și-a văzut de viață și pe la 11 ani cât avea el a mai venit o soră. Cred că de fapt ăla a fost momentul în care el, cred că la vârsta aia sigur se gândea, nu știu, sigur avea niște idei de-astea în cap, cum că, wow, stai, e sora mea, deci încă un copil în jur, oare o să mai primesc aceeași atenție pe care mi-o dă tata? Cred că de acolo a pornit una dintre traumele lui și anume că am apărut eu în peisaj. Este vorba strict de faptul că a mai apărut un copil de la părintele lui care și-a refăcut viața. Pentru unii oameni asta poate să însemne o traumă, poate să însemne... poate să fie inclusiv o traumă a abandonului și cred că exact asta s-a întâmplat. De fiecare dată când ieșeam atunci să mâncăm, nu-l simțeam atât de familie. Se uita mai mult, de multe ori s-a uitat ca la un inamic. Știți cum aveți anumite flashback-uri care v-au rămas întipărite în cap și vă mai apar uneori? Adică s-au păstrat acolo în memorie. Când sunteți mici și faceți nu știu ce. Adică am foarte multe amintiri de genul de când sunt mică, ca noi toți de altfel, dar nu cu fratele meu. El nu este nicăieri în acest peisaj. Și cumva atunci când eram mai micuță, nici măcar nu mă orientam spre genul ăsta de relație frate-soră, indiferent că e vitric sau nu, că irelevant, pentru că eu am fost singur copil la părinți. Când ești singur copil la părinte, indiferent de ce te-au învățat părinții, indiferent de ce valori am încercat să-ți dea și așa, bă, n-ai cum să nu fii puțin narcisist, zgârcit. Adică bine, astea se rezolvă pe parcurs, pentru că acum am devenit un cu totul alt om față de cum eram eu acum câțiva ani. Dar, la bază, mi se pare că fiecare om pe care l-am cunoscut, inclusiv situația mea de copil singur, toți, nu știu, să împartă, cumva se simt mai bine fără un frate sau o soră. Și de asta cumva niciodată nu am simțit nevoia să mă văd cu el sau asta când eram mică. Nu, deci nu întrebam de frate meu niciodată nimic. Era ca un prieten pe care nu mai vedeam din când în când. Bun, și anii au trecut și am crescut. Când aveam eu, cred că vreo, nu știu, 12-13 ani, a vrut la un moment dat să ieșim la masă cu toții, adică cumva a încercat să ne apropie. Pe amândoi am ajuns la o anumită maturitate, cât de cât, mă rog, eu pe la 12-13 ani eram un haos mergător. Ca și acum. Acum am așa mai multe cărămizi puțin puse în creier și e mai ok. A simțit că poate să fie momentul ca să încerce să ne mai apropie. Bun. Și țin minte așa foarte vag, de parcă dracu, zici că am 50 de ani, țin minte vag ceva de acum 10 ani. Au fost niște cine la care noi am ieșit, cine am cunoscut mai bine. A fost momentul ăla de realizare în care eram, bă, tu ești frate meu. Adică eu am frate. Adică toate întrebările la care am răspuns eu de-a lungul vieții mele cu ești singură la părinți? Da. Toate s-au dovedit a fi o minciună, minciună de aia de pute, de la piața Mogheroș până în Bulgaria, la modul ăla. Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că eu chiar am un frate. Avem același tată. Zicem tată, am zis tati când eram mici, eu încă zic tati, la același om. Deci asta a fost lecția învățată la acele, mă rog, dineuri pe care le aveam cu tata. Și în momentul în care mi-au divorțat, na, s-au și separat, adică eu am rămas să locuiesc cu mama. Adică eu înainte să mă mut, mă rog, înainte să-mi ia mama apartament și să mă mut singură și așa, eu stăteam cu mama. Și atunci, evident, pentru că tata s-a mutat în Franța, el a fost plecat în Anglia și în Franța cu munca, pentru că e doctor și acum el e stabilit în Franța cu ceea ce face. Și automat nu am mai putut să continui această încercare de reluare a relației, de fapt de o creiere a relației între mine și fratele meu. Așa că cumva această datorie a rămas între noi doi. O să-i zicem Adi și acum vine întrebarea. Adică întrebarea care mi-a venit în cap și la momentul ăla. Bă, oare Adi ar vrea să continuăm așa
o relație frate-soră, da, cred că aveam la momentul ăla vreo 15 ani, așa. Și am început frații Dobrescu să vorbească pe Facebook Messenger. Primul mesaj, că acum verificam în telefon, efectiv am stat să dau scroll până în 2015. Deci primul mesaj e la ceva de genul, hei, eu în 10 minute plec de acasă, m-a pus mama să ies cu Dastia afară. Mă sunase el, pentru că la o cină cu tata vorbisem să ne vedem doar noi doi. I-am zis că îi scriu eu pe Facebook puțin mai încolo când termin treaba, ca să vedem cum facem să ne vedem. 2015 a fost prima oară când noi urma să ne vedem doar noi doi, pentru că era destul de târziu și nu voiam să mergem. A, mi se pare că ploua, vai, stai așa, că ploua afară. Știu că e un detaliu așa, dar pentru mine e important că mai țin minte cum ploua afară. Mă ia nostalgia și melancolia. Trecând mai departe, am mers la ei, la el acasă, și zic ei pentru că era cu o tipă de foarte mult timp, care bănuiesc că este încă și acum, pentru că oricum aveau planuri să se căsătorească și așa mai departe. Vai de capul meu, și o fată superbă, absolut minunată. Am băut ceva, am stat de vorbă, am povestit-o mie și una de chestii. S-a legat într-adevăr ceva drăguț, care urma, adică avea un început promițător. V-am spus și de trauma aia de atunci, de când m-am născut eu și cumva el a rămas copilul din altă căsătorie, în mintea lui. A început să fie din ce în ce mai reală pentru el, în momentul în care eu am reluat relația cu el, adică nu că am reluat-o, în momentul în care ne-am văzut doar noi. De momentul respectiv, era față în față cu problema. Era față în față cu persoana care a declanșat, practic, fără să vrea, că doar m-am născut, nu am făcut nimic altceva. Trauma asta și durerea lui, cel mai probabil, față de faptul că nu a putut să fie un copil într-o familie unită. Mi se pare că n-avea nici bunici, mai ales că da, nu avem bunici, adică din partea lui tata n-avem bunici pentru că din păcate nu mai sunt. Dar oricum chiar simt undeva așa deep down, cu siguranță că ținea la mine și chiar mă vedea ca pe o sora lui. Pentru că după a urmat o perioadă, cea mai bună perioadă a noastră frate-soră. Ne vedeam, ieșeam, deci chiar acum când căutam în conversațiile vechi, vedeam mesaje în care spunea, hei, când ne vedem, mi-e dor de tine, am început să-i trimit poze. Și pe atunci, acum 1000 de ani, postam poze peste tot pe Facebook și pe Instagram și îi trimiteam poze pe care să le leagă el ca să-mi zică ce să pun. Adică pune și căcaturi de astea, la modul ăsta mă refer. Chiar văzusem un mesaj în care spunea că, băi, uite, îmi place foarte mult să vă poze cu tine pentru că îmi lipsești și îmi place să te văd în poze. Că vedeam că încearcă și în același timp și eu încercam, pentru că noi chiar ne-am văzut o perioadă, cred că săptămânal. Mergeam la ei acolo, stăteam, ne uitam la filme, ne jucam jocuri, vorbeam. Bun, în aceeași perioadă, tata mă întreba, păi da, cum e? Adică e ok? Ai grijă. Mi se pare că de la tata am auzit asta cu ai grijă și m-a pus puțin pe gânduri. Eram, da, ce să am grijă? Omul ăsta e super. Da, tata mi-a spus să fiu aware de situație. Păi la vârsta aia, nu știu exact cum am fost aware de situație, dar eu când vă zic că îi spuneam tot, mă refer că îi spuneam absolut tot. A fost o vacanță în care am mers cu tata în Dubai și am trimis lui frate-miu poze. Atunci a fost prima oară când am văzut o reacție de asta de tip super, mișto, have fun. Și am și spus că, bă, vezi că v-am luat cadouri, că abia aștept să ne vedem ca să vi le dau. Chiar dacă mie tata mi oferea multe și lui îi oferea, iar eu la momentul ăla n-am băgat de seamă, nu mă gândeam neapărat că ar apărea o gelozie sau ceva. Mai ales că el, având o vârstă, pana mea nu mai voia să meargă cu tata în vacanță, că eu m-am dus atunci cu tata și cu noua lui iubită, mă rog, acum mai nouă soție. A venit vorba de tata cumva într-un context și fiecare dată când aduceam vorba de tata, el cumva încheia subiectul foarte rapid. Adică la început, când am început noi relația asta, frate-soră la care lucram, pare că era mai ok. Dar pe măsură ce a trecut timpul, din ce în ce mai mult n-a vrut să audă de tata. A încercat să mă îndepărteze de tata. Țin minte că am fost plecați cu un proiect, deci ei aveau ceva proiect de fotografie și m-au luat pe vremea aia, mă și apucasem de modeling. Am mers noi într-o altă țară cu un proiect ca să facem niște poze pentru ceva designer, în fine. Deci putem să avem o discuție de asta mai deep, așa, cum pana mea, cum mai la malul mării. Și eu, practic, mi-am expus aceste valori pe care le am în viața asta, că vreau copii, vreau familie, vreau 3 copii, vreau să dau țâță de să mă încadă de tot, adică, la modul ăla. Parcă încerca așa cumva să le demonteze, dacă vreți, și nu mi-a plăcut că treaba asta. El nu credea în ideea asta de a rămâne împreună pentru totdeauna, care într-adevăr e ceva care nu este sigur, n-ai cum să știi că o să rămâi cu omul ăla toată viața ta, că toată viața e lungă. Înțelegeam de ce gândește astfel, pentru că într-adevăr pe el l-a afectat faptul că ai lui s-au despărțit și tata și-a refăcut viața. Între timp și mama lui făcuse un copil, adică el, să-mi bag picioarele, acum chiar așa e, a rămas fix
copilul ăla în plus. Dacă simțea că i-aș face rău prin simpla existență, de ce nu a oprit asta? Și cu mama lui era exact aceeași atitudine. Că am încercat să-i recomand un psiholog la care se ducă ca să vorbească mai multe, pentru că sunt foarte multe nevorbite acolo care trebuie într-adevăr să iasă. Nu că el le știe pe toate, că practic el este cel mai inteligent om după lume și noi sunteți așa mai parcați că nu-i chiar așa. Și țin minte că atunci, când eram pe malul mării, pe același mal al mării, mi-a zis ceva de genul că pe ramura asta noastră, cu ADN-ul nostru sau ceva de genul, ies cam stricați sau mai cu ghinion, nu mai știu exact cum a zis, dar cred că am rămas așa gen... Niciodată nu poți salva un om. Păi deci, indiferent că intri într-o relație cu el, că vrei să reiei o relație de prietenie, că vrei să iei orice tip de relație vrei să iei, nu poți salva un om. Bă, omul ăla se poate salva singur dacă vrea. Dacă nu vrea, orvar, la revedere, asta e. Am început să îl ajut inclusiv când venea vorba de aceste proiecte de care v-am zis, am dus, am făcut poze și așa mai departe. În fine, am vrut să fiu acolo de ajutor cât se poate. Nu zic că am fost perfectă și că, mamă, ce această salvatoare în lumea asta sunt eu. În niciun caz, nu. Cu siguranță că și eu am mai greșit. Nu știu, poate la un moment dat avea nevoie de mine și nu răspundeam la mesaj că nu l-am văzut sau că pur și simplu făceam altceva. Adică, nu zic că sunt perfectă, Doamne, iartă-mă. Eu nu sunt omul ăla perfect. Am crescut amândoi, am trecut niște ani. Exact ca în cazul acelei prietene ale mele pe care am pierdut-o după 15 ani, bă, viețile noastre începeau să fie din ce în ce mai diferite. Și... aici mă refer și la faptul că eu n-am mai putut să-i accept anumite lucruri pe care le știam, pe care le făcea asupra lui tata. A fost un moment în care a început să vorbească foarte urât cu el. Am văzut niște lucruri, nu vreau să intru în detaliu foarte mult, dar am văzut niște lucruri îngrozitoare. Și anume niște mesaje din perioada când, din aceeași perioadă, când noi ne înțelegeam super ok și ne vedeam și așa. Niște mesaje îngrozitoare cu înjurături. Dar înjurături de-alea de, cum să vă zic, bă, și eu când mă enervez pe o chestie în jur, fac, ies toți dracii din mine, bă, dar nu așa. Iată mea nu mi-am permis să le spun părinților, du-te nu știu ce, sau morții mătii, sau mai știu eu, de chestia asta, Doamne ferește, și n-aș putea. Îi cerea lui tata, nu o să zic ce, dar îi cerea ceva anume, că dacă nu îl dă tata, dacă nu îi dă acel bun, el rupe legătura pentru totdeauna cu el și nu o să-l mai vadă niciodată pe tata și cădeați dacă nu-mi dai chestia aia, pașii pusi. Nu mă venea să cred că acesta poate să fie el. Cu tata se comporta foarte ok, totul era super ok. Mamă, pe când tata îi dădea tot felul de chestii, va, era super happy. Și mă întrebam, bă, ceva e foarte ciudat, de dacă și cu mine o să ajungă într-un punct în care să fie la fel. Adică cumva să fie puțin ipocrit, să fie cumva duplicitar, așa. Să fie cu mine într-un fel, dar pe la spate să creadă alte lucruri. Niciodată n-am apucat să-l confrunt pentru ce a făcut tata. Nici n-am vrut, pentru că am zis că, băi, treaba lor, hai mai bine să stau dracu în banca mea și să nu mă bag în așa ceva. Noi suntem oameni, evident că și tata a greșit în 1000 de feluri, probabil. Dar asta nu înseamnă că poți să, cum să zic, să dai valoare mai mare unui bun și să pui această condiție că dacă nu mi-l dai, eu ies pentru totdeauna din viața ta. Te-a crescut, cum a putut el să te crească chiar dacă de la distanță, dar a fost acolo. A închis orice urmă de comunicare cu el, fratii meu cu tata, și acolo se oprește povestea cu ei doi. Deci asta a fost. Atunci, ăla a fost momentul în care s-a închis tot. Iar legat de mine, băi, eu în perioada aia mă apucasem de online. Știți că eu înainte de online, pana mea, poate sunt aici pentru prima oară, deci eu înainte să fac online am făcut modeling 3 ani în multe locuri din lumea asta. Am observat chestia asta că... nu-i prea convenea lui că mi-am ales așa o cale în viață, adică era gen, deci crești și începi să știi ce vrei. El atunci nu prea, încă nu se pusese la loc cu ceea ce vrea să facă. Deja, mă rog, terminase facultatea, adică un tip super smart, doar că nu știa momentan spre ce direcție se ducă. Și eu, care la 15 ani deja știa cumva ce direcție în viață are. Am simțit urma asta de invidie, care nu prea mi-a plăcut, dar am zis, hai, treacă de la mine. Mi-au venit în cap oamenii aia care mă mai întrebau din familie, cum e? Cum te înțelegi bine cu el? Mă gândeam că, bă, dacă tot s-a tăiat relația asta cu tata, indiferent de cine a tăiat-o și așa, hai să încerc să îl aduc totuși într-un mediu de familie și să îl duc la bunicii mei cu mătușii, cum ne vedem noi la casa familie, că ați mai văzut pe Instagram, v-am arătat și pe YouTube, că noi mergem la casa familie aproape în fiecare weekend, stăm cu toții, tot familionul acolo la casă și asta e duminica noastră. S-a simțit bine, mă, n-am ce să zic, adică omul era, se vedea că era fericit, că se simțea inclus,
că se simțea dorit, dorit într-o familie. Și știu că asta e ceva ce niciodată nu o să recunoască legat de toate traumele astea ale lui. Dar nici asta n-a funcționat, pentru că după era cumva această răceală care se amplifica parcă de la an la an, până la un punct în care, bă, pur și simplu s-a rupt tot. Sorry pentru lumină, dar pică ușor, ușor că se face seară, că am stat mult să vorbesc aici. Și punctul acela, știți de ce a fost declanșat? De faptul că el, în momentul în care îi vorbea atunci lui tata despre ce vorbea el atunci, de acel rage pe care l-a avut, a zis inclusiv de mine și a vorbit urât de mine, atât am de zis. Nici nu mai contează ce a zis, cert e că a vorbit urât de mine, exact ce spuneam, pentru faptul basically că pur și simplu exist și că am devenit cumva, și că sunt de fapt copilul lui tata. Și vă dați seama că în momentul în care am auzit că a vorbit urât de mine, am rămas proastă, nu mi-a venit să cred. În condițiile în care îmi spunea că mă iubește, îmi dădea mesaje și îmi spunea, și când ne vedeam îmi spunea cât de mult mă iubește, că sunt sora pe care n-a avut-o niciodată, că dintotdeauna a vrut să legăm o relație frumoasă și nu știu ce, dar pe la spate, totuși, îi spunea lui tata lucruri nașpa de mine. Nu știu exact ce a fost în mintea lui, bă, dar putea să comunice. Putea să mi le zică în față, să mă ia și să spună, bă, uite, fată, ce nu-mi place. Uite, mie mi se pare că nu mai poate să meargă relația asta noastră pe care am început să o construim și părea foarte mișto, pentru că, uite, eu simt asta. Doar răcindu-se, dar fără să comunice, fără să-mi vorbească de ceea ce simte. Pentru mine aia a fost, dracu, moartea pasiunii, vă dați seama. Atunci am început ușor, ușor să mă retrag și eu. Până când, într-o zi, am trimite poză cu ce mașină și-a cumpărat. Deci cum să zic, mă doare, bă, nici în 14, mă doare în 500 de mii că ți-ai luat un BMW. Așa, este o mașină. Super, așa. Și nu i-am răspuns la acel mesaj. N-am răspuns pentru că n-am știut ce să-i răspund în condițiile în care toată situația era atât de fucked up. După care îmi mai trimite la câteva zile după, îmi mai trimite contractul lui de angajare pentru jobul pe care l-a luat în Anglia. Dar nu e ca și cum mi-a scris să-mi spună ce job a luat el în Anglia și bă, uite că mi-a reușit, uite că de asta eram într-o perioadă de fact a vieții mele. Tot ce a făcut a fost să-mi trimită o fucking poză cu contractul lui de muncă unde se vedea salariul lui. Adică un fel de, n-a fost proastă, uite că și mie mi-e lucruri, stai tu liniștită. Deci chiar m-am făcut să mă simt de căcat. Și l-am felicitat totuși, am zis că, bă, bravo, mamă, ce mă bucur pentru voi. El atunci, după ce mi-a dat acel mesaj, i-am zis că da, da, o să scriu când o să vin pe acolo. Dar trecuseră câteva luni, meanwhile, și mi-am dat seama că eu ar trebui să aleg, să fac o alegere. Ori să continui în această relație care devenea toxică de frate-soră, adică, bă, într-adevăr, orice relație poate să ajungă să fie toxică. Și pentru mine asta, exact asta începea să fie. Prea multe minciuni, prea multe lucruri nerezolvate, nevorbite, lipsă de comunicare. Era way too much pentru mine. Și, într-adevăr, am ajuns în Londra la câteva luni după. Am plecat de nebună cu un prieten. Păi și el a văzut că am postat ceva pe Facebook în care eram acolo și mi-a scris. Și atunci am zis că, băi, da, cred că ne vedem. I-am zis ceva de genul că cred că ne vedem. Și vreau să vă spun că eu, de fapt, nu simțeam nevoia să mă văd cu el. Adică, cumva, începusem să preiau comportamentul lui. Și ce am făcut a fost să nu-i mai răspund la mesaje. Și am acest obicei prost, în momentul în care scot pe cineva din viața mea, bă, nici eu nu prea știu să comunic. Comunic eventual după o perioadă, după ce trece o perioadă, după ce nu-i mai răspund omului la mesaje. Și exact așa am procedat și în cazul lui. Atunci nu i-am răspuns la mesaj și recunosc că aici am greșit, pentru că puteam să-i răspund și să tocmai să fac ce nu făcea el, adică să o comunice și să-i spun de ce aș vrea să întrerupem această relație. Om, mi-a dat o replică de asta că da, super, bine, ok, las-o așa. Bă, și-am lăsat-o așa. Între timp aflasem și că cu tata nu mai avea nicio treabă, maxim doar să-i ceară lucruri și atât, și cu tata s-a sfârșit orice legătură. Și cred că este mult mai bine așa pentru amândoi. Am hotărât că este mai bine să fie așa și în cazul nostru. Am mai primit un mesaj de la el în care mi-a zis un la mulți ani. Deci ceva de genul că stai liniștită, nici măcar nu trebuie să-mi răspunzi, că nu mai trebuie să-mi răspunzi. Dar la câteva luni după asta, omul și-a șters orice rețea de socializare, absolut tot. Și nu doar el, inclusiv iubita lui. Pe WhatsApp nu-mi dau seama dacă mă are la bloc sau și-a schimbat numărul, dar cert e că nu-l mai găsesc nici pe WhatsApp. La un moment dat, acum ceva timp, chiar voiam să-l caut. Și gândiți-vă că se fac, cred că se fac 3 sau 4 ani de când mi-a dat bloc peste tot. Și-a șters și conturile, adică nu doar că mi-a dat bloc și pot să scriu eu de pe un alt cont. De atunci nu mai știe absolut nimeni nimic de el, nici măcar mama lui. Deci a rupt legătura inclusiv cu mama lui. Haideți că am prins neba lumina, că nu mă mai vedeți deloc, că efectiv este noapte afară. Nu trebuie să fie, cum să zic, un final trist.
Adică da, a fost trist la momentul ăla, pentru mine cel puțin, pentru tata, care da, chiar am suferit că omul și-a văzut de viață și și-a băgat picioarele în noi. Dar el poate este mai fericit așa. Ar trebui să facem acest compromis prin care să realizăm că este mai bine pentru un om să iasă din viața ta și să nu mai aibă nicio treabă cu tine. Pentru binele uneia dintre persoane. Uneia dintre persoane sau și la un moment dat pentru... Și pentru noi și pentru el. Pentru că cu siguranță dacă am fi continuat, relația s-ar fi continuat în aceeași notă de toxicitate, care nu făcea bine nimănui. Nici măcar dacă aș vrea să-l găsesc, nu mai am cum, efectiv. Deci n-am nici măcar, nu știu unde stă acolo în Londra. Bă, a trecut și el prin multe. Mulți oameni trec prin atâtea lucruri despre care nu vorbesc. Pentru că nu știu, n-au skill-urile necesare, n-au deschiderea necesară ca să le comunice. Și poate e mai bine pentru ei așa și nimeni nu trebuie să fie supărat. Foarte mult vă rog să nu veniți cu sfaturi de ce ar trebui, cum ar trebui să fac ce nu știu ce, pentru că eu știu în deep down că am procedat exact așa cum trebuia să procedez și nu aș schimba nimic din tot ce am făcut. Bă, și da, asta este story time-ul. Nimeni n-a avut nicio vină. Aici lucrurile puteau cu siguranță să fie diferite dacă exista comunicare, dar uite că n-a fost. Și aia e, frate, viața merge înainte până la urmă. Nu mai gândesc așa uneori la el și mă gândesc, bă, sper că e bine ăla pe acolo pe unde e. Sper că se iubește cu femeia lui, sper că ia mai venit mintea la cap, sper să fie bine. Îi doresc tot binele din lume, eu nu-l scot din chestia asta pe el personaj negativ. Bă, nu mă gândesc la buci căpci, ultimul căcănar de om, nu. Nu mă gândesc la o lecție. Și de aia să învățăm ca să nu trecem ca vodă prin lopodă. Și acesta a fost videoul. O să mai revin cu un story time foarte interesant, de data asta tipul de story time true crime, pentru că am asistat la o chestie, v-am mai spus eu într-un episod de la true crime că trebuie să vă povestesc despre chestia asta. Cerite că următorul video o să fie true crime, după o să avem un special la true crime și după o să vină încă un story time, așa că fiți pe fază, fiți pe fază, deci să mori, m-am filmat 3 ore, tătică, trebuie să-mi fac și o mâncare că nu mai pot o foame, hai, gata, v-am pupat, ne vedem pe Instagram, ne vedem peste tot și viața merge înainte. Eu trebuie să mă apuc de muzică, trebuie să fac melodii care să aibă legătură cu viața mea. Asta sau să scriu o carte. Hai că mă duc să mă gândesc din ce mănânc salata aia de care vă ziceam. Da, bine, pa!